Problema numărul 3. Efectuați primul subpunct având înmulțirea dintre două fracții decimale finite, respectiv 2,5 ori 1,3. Haideți să vedeți cum se efectuează aceste înmulțiri. În cazul fracțiilor decimale finite, le înmulțim cele două numere neținând cont de virgulă, deci practic voi avea nu 2,5 de înmulțit, ci 25, nu cu 1,3, ci cu 13.